Părintele Gheorghe Zmădoi, preot slujitor la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Craiova, a fost depistat anul trecut cu o boală rară, iar singura sa șansă era să înceapă un tratament în străinătate. Acesta a lansat un apel umanitar pe rețelele de socializare, iar oamenii au sărit imediat în ajutor. În luna ianuarie, Chiorche doi preot la parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Craiova, în vârstă de 40 de ani și tată la două fetițe, a fost diagnosticat cu cancer nazofragian stadiul 3. Mai exact, o tumoare localizată lângă nervul optic, care se extinde spre trunchiul cerebral și care poate să ducă la orbire sau paralezie. Singura șansă era să înceapă o terapie cu protoni, un tratament nou care se poate realiza doar în străinătate, însă costurile tratării erau foarte mari. După ce părintele a lansat un apel umanitar, acesta a fost ajutat de către oameni, iar de vinere a început tratamentul. Gheorghe Zmădoi a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în semn de mulțumire față de cei care i-au oferit o șansă la viață. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil dacă voi, prietenii noștri, știuți și neștiuți, nu ne-ați fi arătat bunătatea infinită și nu ați fi făcut sacrificii atât de mari pentru noi. Dacă acum două săptămâni îngăseam cu greu cuvintele pentru a vă putea cere ajutorul, acum îmi este și mai greu să le aștern pentru a vă putea mulțumi știind că ele nu pot exprima ce a însemnat și înseamnă jerfa voastră pentru noi.